Mai repede decât am crezut, suntem iarăși la un final de săptămână, o vineri seara în care intrăm în casele dumneavoastră, sperăm și în sufletele dumneavoastră, de data aceasta, cu încă doi slujitori. Mă bucur în seara aceasta să spun bun venit în emisiunea noastră episcopului nostru, veteranului nostru, cum îi spun eu, fratelui Handra Sima. Mulțumesc că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Și fratelui Romică Iuga. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu pentru invitație. V-ați făcut timp? A fost ușor? A fost greu? Cum sunteți? Odihniți? Nu. Pentru că e timpul ăsta când stai mai mult înăuntru și am ieșit chiar înăuntru, nu afară. Deci este bine, da. E răcoarea pe afară. Așa, ca să încep cu dumneavoastră, câți ani peste 90? Nu au trecut mult, 94 a fost în ianuarie. 94 în ianuarie, deci nu foarte mulți. Nu. Și care a fost partea cea mai frumoasă din viață, tinerețea sau bătrânețea? Fiecare o farme cu ei. N-aș putea spune că a fost mai frumos atunci sau mai bine atunci, sau mai rău astăzi, sau invers, acum bine și atunci a fost rău. Viața își face cursul, timpul își face cursul lui, viața merge înainte și ori îmi place, ori nu îmi place, trebuie să o primim cum e. Am vrut să-l întreb pe Romică în ce etapă a vieții e, dar când stă pe scaunul lângă dumneata, se simte mereu tânăr, da? Cum este perioada? O perioadă foarte frumoasă, 52 de ani, o perioadă în care poți să te bucuri și de oarecare experiență și în același timp o perioadă în care încă mai înveți. O să mă întorc la dumneata pentru că vreau să mergem în urmă cu 94 de ani. V-ați născut într-o familie. În 16 ianuarie 1926, după ce s-au născut trei fete, m-am născut eu. Și sigur, am fost de mic alintat de tata-mi deosebi și de mama și am crescut. Mi-aduc aminte că la vârsta de 2 ani, îmi povestea mama lucrul ăsta, nu că mi-am amintesc eu mai, m-a pus să spun cuvântul de aur în biserică și primul verset biblic care l-am învățat a fost din cartea lui Iov. Omul născut din femeie are zile puține și necazuri multe. Doamne, cel în față pe un copil la 2 ani. Da, și l-am învățat. Și s-a potrivit? Și s-a potrivit, în parte. Și în parte. Așa, așa. Și pozitiv și negativ. Înțeleg de aici că părinții erau oameni credincioși. Erau oameni credincioși. Tata s-a pocăit pe front în 1916-18, s-a pocăit, a venit de acolo convertit. Când a venit acasă, a căutat o biserică baptistă, a fost botezat. Și-o găsit pe mama, s-o căsătorit în 1920, 1919, s-o căsătorit și au avut împreună 8 copii, din care 4 am ajuns mari și 4 au murit mici. Iar eu am crescut în casă, în familie de credincios și la 14 ani când am plecat de acasă, tata mi-a zis, până aici te-am învățat noi ce să faci, dar de acum înainte, mergi pe picioarele tale, vei merge pe picioarele tale. Mi-au cumpărat o Biblie, care în vremea aceea a costat, ca în banii de astăzi, circa 300 de lei. O Biblie mică de buzunar. Telefon, tabletă? Da. Și o pereche de ghete, cu atât am plecat de acasă și hainele pe mine. Bun, călătoria a fost lungă. Mă întorc un pic la Romică, familia în care te-ai născut și ai crescut. Tot o familie de credincioși. Aș menționa că tata a fost din prima generație de credincioși în familia noastră. M-am bucurat de educația pe care am primit-o, de îndrumările, aș spune, primii pași pe calea credinței. Nu atât de mult teoretic, cât o credință modelată într-un mod practic în viața noastră de familie. Așa se face că la vârsta de 17 ani mi-am predat viața Domnului și am început propria mea umblare cu Dumnezeu. Frumos. La 14 ani ați plecat de acasă încotro? Am plecat să mă pregătesc profesional pentru viață.
Tata dorea să mă trimită cel la Arad, la liceu industrial, atunci școala de artă și meserii. Mama a spus, nu-l putem ține la școală, că suntem săraci, n-avem bani, să-l ținem la Arad. Și m-a dat la meserie. Am lucrat. Acolo am ajuns să cunosc credincioși baptiști, de seamă de vremea aceea, era un frate orb, Băluț și alți frați, Henciu și alții, de vremea aceea. Iar la 19 ani, eram în Arad, urmam la Biserica Speranța ca prieten, mi-am predat viața Domnului Iisus și am spus fratele lui Alexa Popovici, care era pastorul nostru, frate, eu m-am hotărât pentru Domnul Iisus și vreau să-L urmez pe El. La care fratele, cu umor, mi-a zis, ce-mi spui mie lucrul ăsta? Asta e prorogata cu Dumnezeu. Păi ca să mă botezați, că trebuie să fiu botezat. Și așa, bine, am să țin cont de hotărârea ta. Am fost botezat la 25 august 1945. Iar în 1946, când s-a redeschis seminarul teologic baptist la Buteni, am fost trimis de către biserică, am fost nu numai eu, ci am fost 5 persoane din Speranța care am plecat la seminar atunci, din care nu mai e în viață niciunul, toți au plecat dincolo, eu am rămas mai pe aici, nu știu pentru ce, probabil că n-am terminat lucrul încă. Și am continuat studiile seminarului. O să mă întorc la dumneavoastră, după ce îmi întreb ceva pe Romică, două lucruri. Unul a zis că fratele Alexa Popovici, așa, câteodată mai glumea, putea fi și serios, cum le împăca, cum ați văzut că le împăca una cu alta? Și a doilea lucru, ați menționat când s-a redeschis seminarul, să ne spuneți un pic ce înseamnă s-a redeschis. Pentru Romică, întrebarea ar fi dacă așa crești natural într-o familie de oameni credincioși și relația cu Dumnezeu personală vine tot în mod natural? Bineînțeles că fiecare persoană are întrebările și frământările ei, experiența proprie cu Dumnezeu. A spune că există o dimensiune naturală, în sensul în care încă de mic cuvântul este pus în mintea și în inima ta, dar în același timp mi-aduc aminte de frământările pe care le-am avut. Bineînțeles că în perioada aceea, trăind într-un context comunist, atât școala cât și societatea nu te încuraja ca să crezi în Dumnezeu. Și de aceea pentru mine momentul deciziei a fost un moment foarte important, pentru că din mai multe direcții eram încurajat ca să mă gândesc omenește la pierderile pe care le voi avea dacă aleg să cred și să urmez calea aceasta. Le-am pus toate în cântari, a fost un moment de mare emoție, dar am ales, în ciuda curentului în vremea respectivă, ca să cred și să ascult de ceea ce am considerat că vrea Dumnezeu să facă. Cum împăca Alexa Popovici seriozitatea cu umorul? N-a fost un umor de la așa ieșit din comun și am socotit toată viața, după ce am ajuns eu să fiu păstor, că merge umorul până la o limită, pentru un păstor. Pentru alții pot, dar ție nu ți este permis. Frate Alexa, așa a fost. A găsit echilibru. A găsit echilibru și a știut cât să meargă cu umorul. Redeschiderea seminarului. În ce privește seminarul, în 1940, a început în 1921, a mers până în 1940 cu mișcările care s-au petrecut și problemele care au apărut în problema viața seminarului. Din 1940, când a fost cultul scos în afara legii, au fost interziși seminarul, bisericile au fost închise, iar în 1946, la congresul ce a avut loc la Arad, mai bine, în 1945 a fost primul congres,
la Arad și atunci s-a pus problema seminarului și a spus nu, acum nu deschidem seminar. Și în 1946 s-a luat hotărârea, dar și atunci Bucureștiul n-a vrut să primească seminarul și Buteni a spus Valea Crișului, dacă vreți să veniți la Buteni ca și în 1921, veniți la Buteni și noi vă acordăm acolo, vă asigurăm cazare și masă pentru toți seminariștii câți vor fi. Bine, bănuiesc că era din dărnicia membrilor, nu? Valea Crișului a făcut atunci pentru noi, când ne aducea acolo. Adică ne-a dus un sac de fasole, un butoi cu varză și mai știu eu ce inima spăcut. Și slănină au adus și ce-au avut ei la casele lor. Și cei, după cât vă împlineau mofturile? Eram atât de fericiți că nu vă pot spune. Aveam pe cei trei dascăli, poate că fratele Socaciu, fratele Alexa și fratele Jean, toți trei ne-au fost părinți, nu au fost profesori. Apropiat de noi și noi am fost mulți, că am fost 67 înscriși în anul întâi. Și ca să stăpâne 67 de tineri nu e chiar simplu. Acum am gândesc, după aceea am gândit ce curaj au avut frații ăștia. Însă am fost tineri pocăiți, zic eu, ca să fiu subiectivist puțin. Și a fost frumos, a fost bine. Când am plecat la seminarul în amănunt, am mers și am spus la tata și la mama, uite ce gând am și eu și biserica cu frații, frate pastor împreună. Mama a spus, eu nu prea văd bine să merg la seminar, că acolo e viață grea. Să fii pastor, eu știu ce înseamnă asta, nu văd bine. E prea greu pentru tine. Tata mi-a zis, auzi, dacă tu simți chemarea, du-te. Dacă nu, du-te la fabrică. Înapoi. Dacă nu simți chemarea. Dar dacă simți, atunci du-te acolo. Indiferent ce va fi, Dumnezeu va fi cu tine. Și așa am făcut. E clar că ați simțit și am mers. Cum ai luat hotărârea pentru pregătire teologică și ce a însemnat seminarul după atâți ani? În biserica în care am crescut, erau promovați tinerii și încă din fragedă tinerețe, a spune, imediat după botez, am fost încurajat de cei din biserică să mă implic în slujire. Încet, încet în mintea mea s-a conturat gândul acesta de a mă implica mai mult în slujire. Și aș putea spune că la un anumit nivel am simțit chemarea aceasta de a mă implica full-time în lucrare. Pentru că și eu, la fel ca alții, la un moment dat m-am simțit victima unor oameni cărora, spun eu, li se părea interesant să se audă vorbind. Am hotărât înaintea Domnului ca să nu mă duc la seminar până când nu voi avea confirmare din partea a doi oameni autorizați în domeniu. N-am spus la nimeni lucrul acesta, ce am așteptat și pe parcursul a unui an și jumătate am avut doi oameni care erau implicați în lucrare, care au venit direct la mine și mi-au spus, Romi, noi credem că ar trebui să te duci la seminar să te pregătești pentru lucrare. În momentul în care am avut confirmarea asta din afară, am considerat că într-adevăr am o chemare din partea lui Dumnezeu. Am mers de vreo două ori la examen la seminar pentru că era perioada aceea când numărul era foarte, foarte limitat. Având această convingere că Domnul mă cheamă, nu am fost descurajat de, hai să zic, primele eșecuri în ceea ce privește încercarea mea de a face o pregătire formală și am continuat ca să merg pe drumul acesta și consider și astăzi, după atâția ani, că asta e ceea ce avea Domnul în plan pentru viața mea. Condiții mai bune un pic ca la Buteni? Da, condițiile au fost mult mai bune decât la Buteni. Intrarea mea în procesul de pregătire la Institutul de la București s-a suprapus cu
Revoluția din 1989. Așa că dacă fratele Sima își aduce aminte de butoiul cu varză și de sacul de fasole, eu îmi aduc aminte că am avut condiții foarte bune, mâncare din belșug, eram mai puțini atunci, cel puțin în primul an, și chiar foarte multe ajutoare din străinătate pentru noi. Din punctul acesta de vedere, cred că am fost o generație privilegiată și am avut de toate. Frate Sima, mi-a rămas în minte 67 ceva de genul ăsta într-un an, parcă ați spus, de seminariști. De căsătorie. Nu, 67 de tineri care s-au dus la seminar. Da. Bun, întrebarea mea, erau foarte mulți tineri în biserici sau se făcea și o, nu pot să spun propagandă, dar se spunea în biserici, se discuta cu tinerii, erau îndemnați cumva să meargă înspre pregătirea teologică? Au fost din toată țara. A fost Chibici, Samuel din Suceava și alții și din jurul bisericii. Deci înseamnă că erau copii în biserică, erau tineri. Erau tineri în biserică și au venit. Din cei 67 am absolvit 55 numai. Când a venit primăvara, cei ce au fost în preajmă, pe acolo, prin jurul Butenului, au plecat la lucru agricol, la muncă. Erau cartofi, căsătoriți, cartofi. Erau căsătoriți cu familie și a spus fratele Socaciu, aș mai sta în continuare, dar trebuie să mă duc să lucru. Ah, deci oamenii aveau responsabilități. Și așa am absolvit 55 numai la Buteni. Am făcut anul 1, 2, 3 la București, la Buteni, anul 1, apoi 2, 3 la București și anul 4 nu ne-au primit să mergem pentru că mulți păstori au rămas pe front, nu s-au mai întors după front. Și era nevoie în biserici de păstori, de lucrători. Și au spus, mergeți, nu știm cât timp, nu vă spunem un timp cât, Comitetul Uniunii. Și am plecat și am făcut, anul 4 l-am făcut abia în 1957-58. Deci, practic, ați terminat anul 3, ați plecat să slujiți în biserici și după câțiva ani, când s-au mai liniștit lucrurile, v-ați dus înapoi la școală. În 1951 am fost ales ca păstor în 26 februarie. Am fost ales ca păstor, ca după aceea să merg la Dobrogea la munci. 3 ani de zile, 33 de luni am făcut acolo. Și după ce m-am reîntors în Deret, eram deja numit păstor, acolo ales păstor și am mers acolo direct la post, la unde a fost, la Balcani. Și în 54 m-am căsătorit. Ei, după aceea au venit doi copii. Cât de ușor se însura un băiat în vremea respectivă? Erați deja, erați păstor când v-ați căsătorit? Da. Sunt curios. Aveau păstorii treceri la fete? Nu a fost o problemă asta. Nici m-am pus niciodată problemă. Sincer să fiu, dacă trebuie să discutăm subiectul, înainte de a mă căsători, am zis, Doamne, dă-mi o nevastă care să nu mă încurce dacă nu mă ajută. Și mi-a dat-o. Ați convins-o ușor, greu? I-am spus doar atât. Vrei să vii cu mine? Aș vrea să viu, aș accepta propunerea ta, însă toată viața am socotit că să nu fiu soție de păstor. Că eu văd cum sunt privite soție de păstor și păstorii. Ok, eu mă gândeam dacă avea o mamă, cum ați avut-o dumneavoastră, care a spus, văi copile, nu te duci aici, că e foarte greu. Dacă și ei au spus, maică, să așa? Ea avea 26 de ani și deci cunoștea viața, înțelegea viața. Și a văzut cum merg lucrurile. Și a acceptat. Și ne-am căsătorit. Nuntă mare, alai, frumos. Da, nuntă mare. Vreo 130 de persoane, 103 persoane, pardon. Ce ați avut meniul la nuntă, mâncare? Oh, nu, nici s-a pus problema asta, nu. Tortul miresei? Nu a fost așa ceva. Nu? Nu. Prăjitura a fost acolo și... Bun, dar era perioada în care oamenii se ajutau, nu? În care mai aduceau o găină, ce făceau. Însă, mi-aduc aminte după ce, înainte ca să mă pocăiesc eu și ca să merg la seminar, a fost o nuntă în Arad și în 45 ne-au servit cu sandwich. Ce era sandwich-ul?
un ou fiert tăiat felii și pus între două bucăți de pâine. Da. Sandwich cu ou fiert. Dintr-un ou au făcut 4, 5, 6 sandwich. La nuntă? La nuntă, da. Și un ceai, o cană de ceai era. Și am mâncat sandwich, câte două sandwich-uri fiecare, am mâncat și am băut câte două căni de ceai. La terminare, cum a fost? Excelent de frumos, cu tare o predicat așa și a spus cu tare lucru, cu tare cântat așa, cu tare făcut așa. A fost excelent, minunat a fost. Oh, din nefericire, astăzi, eu cred că cei mai mulți după o nuntă n-au treabă cu cine ce-o predicat, cine o predicat cu tare, ce mai mult cu sandwich-ul, dar dacă a fost mare, mic sau dacă a fost ca la nunta trecută sau diferit. Cum a fost nunta voastră? Frumoasă. Deci a fost o unde a fost frumoasă. Unde a fost acum? Din punctul acesta de vedere, văd o legătură între ceea ce a experimentat fratele Sima și eu m-am căsătorit undeva la 28 de ani și m-am căsătorit după ce eram păstor la Biserica Speranța și chiar ordinat în biserică. Din punctul acesta de vedere, aș putea spune că a existat o oarecare presiune pe care eu am simțit-o, dar Domnul a pregătit lucrurile în înțelepciunea Lui. În 1996 m-am căsătorit cu Dorotea. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii care acum sunt mari și mulțumesc pentru tot ceea ce mi-a oferit El în viața de familie. Amin. Păi aici, la capitolul ăsta, eu sunt cel mai tânăr, adică m-am însurat tânăr, la 27 de ani. Față de 28, e mare lucru, da? Diferență mare în viață, când ai o lună sau ai un an și o lună. Eu mă gândeam că poate descrierea asta pe care o face fratele Sima, legat de felul în care se desfășurau nunțile, ar putea să-i ajute pe unii în perioada asta de pandemie, când cel puțin în momentul acesta toate evenimentele sunt anulate, așa că un sandwich cu ou cred că se poate și în perioada asta. Și mai mare. No, dacă ți-ai găsit mireasă, eu ne-am spus în perioada asta când m-au întrebat unii ce să fac, am spus dacă ți-ai găsit mireasa sau mirele, nu mai amâna nimic. Ești prezent tu, dacă și părinții și Dumnezeu, e super. Sarmale, fără sarmale, chiar nu mai contează, dar se pot organiza. Depinde. Cum spuneați atunci, depinde pe ce se pune accentul. Noi am auzit că pentru noi toate sunt așa povești, că veneau frați în vizită și le fierbea o oală de cartofi și mâncau toți și se bucurau și ce părtășie frumoasă au avut ei, pentru că nu se pune accentul pe asta. Deci accentul era pe lucruri spirituale, bucuria de a se întâlni, de a fi împreună, că nu era internet sau alte lucruri și că mâncau mai mult sau mai puțin, mai uns sau mai puțin uns, chiar nu conta. Ziceați că s-au născut doi copii, apoi doi băieți. Da. Apoi fata? Fata s-a născut mai târziu. A fost o perioadă de câțiva ani care au trecut până când s-a născut Gabriela. Și am dorit să o avem. Și Dumnezeu ne-a dat-o. Și mulțumesc Dumnezeu pentru toți trei copii care sunt lângă noi, aici. Ne bucurăm de... cât ne acordă ei, atenția cât ne acordă, zilnic, aș putea spune. Soția mereu în fiecare seară zice, care a fost astăzi pe aici? Și spune, azi nu a fost niciunul. Niciunul. Și nu trece 10 minute de cuvinit, imediat unul. Și când a venit, i-am și spus că uite ce-o-s mami, că n-ați fost niciunul pe aici astăzi și tu acum ai simțit îndemnul să vii. Probabil că Duhul te-a trimis aici, că mami a vrut să fiți unul pe aici. Asta vreau să spun, respectul deosebit. Și fiecare cu familia lui, însă e respectul reciproc. E și mare lucru că îi aveți aproape. Da, deci faptul da. Că sunt toți în oraș. Cu noi. Nepoți? Nu avem decât 5 nepoți. Și probabil că să ajungem strănepoți dacă Dumnezeu vrea. Domnul să-i binecuvinteze pe toți din familie. Spuneți-mi, dacă vă gândiți la toată perioada care ați prins-o în cultul baptist, care a fost perioada cea mai grea? Pentru mine personal a fost perioada cea mai grea, dar aș putea spune și cea mai frumoasă,
între 50 și 60, în anii aceia. După aceea, pare că pentru mine mai început să răsară și soare, sau zile cu soare. A fost mai bine. Atunci am fost când am făcut 33 de luni la în Dobrogea, acolo la Bun, munci. Dar de ce v-ați dus în Dobrogea? Că ați terminat, erați păstor, nu? Da, eram păstor, însă acolo au fost duși. Să vă întrețineți familia. Da, cei care au fost cu avere, zeșcheaburi, acolo au fost duși cei care au fost împotriva regimului și cei care au făcut teologia, era normal că erau împotriva. Bun, dar nu împotriva țării. Nu, împotriva marxismului era. Împotriva unei ideologii, unei doctrine, da. Noi predicam împotriva materialismului dialectic. Și pentru asta, când am fost ales păstor, la scurt timp m-am dus acolo și am făcut acolo 33 de luni, dar nu a fost nimic. Ce ați lucrat? Noi am făcut, atunci când am fost acolo, ne-au spus, când ieșit de aici și plecați, când am plecat, bineînțeles, uitați tot ce ați făcut aici. Toată viața nu mai vorbiți cu nimeni nimic. Regimul s-a dus, s-a schimbat. Și v-ați adus aminte. Mi-am reamintit. Adică da, a fost problema să reamintesc. Am făcut cazemate, noi am fost la cazemate, făceam cazemate, a fost o linie de cazemate pe tot malul Mării Negre, bineînțeles apărarea pentru ruși erau asta, nu pentru români. Dacă era să facem noi apărare pentru vest, le făceam aici la Arad, să ne apărăm la granița noastră, dar a făcut cazemate pe tot malul Mării Negre, au fost cazemate făcute la 20 de metri adâncime. Dar au trecut toate astea. Au trecut și alții au rămas acolo, eu când am scăpat și am spus, Doamne, îți mulțumesc că ajung acasă. A fost, perioada cea mai grea a fost, atunci a început, din 51, în vara 51, că în februarie am fost ales păstor, cu munca la, am zis, canal, pentru că eram toți împreună, și care au fost la cazemate, și care au fost la canal, eram tot cu același regim. M-am căsătorit tot în perioada aceea, adică a fost un respiro. Că după aceea să apară alte probleme, am construit o casă de rugăciune, dar potrivit legilor în vigoare de atunci. Și ne-a oprit construcția când era acoperită deja. Și am făcut 3 memorii la Iurghiu Dej. Și după al treilea memoriu a venit un major de la securitate la Timișoara, la regională, chestionat, în fine. Și-a zis către milițianul care m-a luat în primire, ia și du-l să nu mai vadă soarele, nici copii, nevasta și nici copii. Eu, în duhul meu, am zis, dacă Dumnezeu așa vrea, așa va fi. Și știu că Dumnezeu mă va ajuta, 100% mă ajută și cu mine. Și a fost cu mine. Când m-a dus și am văzut soarele, și copiii, și nevasta. Îl vedeți și astăzi? Scurt. Da, maiorul cred că nu îl mai vede de mult. Da. Nici m-am interesat cum l-a chemat măcar. Nu m-am interesat niciodată. Pentru că am zis, Doamne, eu nu-i țin evidența la toți ăștia. Ține tu evidența lor, că n-am nevoie de ei. Așa dacă trăiește Domnul să-l binecuvinteze. Ca partea frumoasă, că atunci a fost și destituit după aceea, după arestările astea, așa. Am fost destituit 3 ani și jumătate. După când am reprimit legitimația de păstor, dreptul de a profesa mai departe, să fiu păstor, eu în tot timpul în biserică, tot actele de cult le-am făcut eu, adică cina Domnului și binecuvântările. Le-am făcut eu astea și toate serviciile divine. Adică am fost în biserică atâta când am fost pe stat de plată. N-am avut voie să fiu pe stat de plată, ci 3 ani și jumătate. Am zis, a fost greu și când am fost chemat la comunitate, și frate, și m-ați fac o cerere ca să fii reprimit. Am zis, eu nu fac niciun act. De ce? Pentru că eu n-am cerut destituirea și cel care a hotărât destituirea, el să hotărască și reprimirea. O și retrage destituirea.
Dacă făceam, ce n-am făcut ce, dacă făceam ce, trebuia în cerere să scriu. Recunosc că am greșit atunci, că am făcut așa, că am făcut și cer iertare și caut să mă îndrept. Eu n-am îndreptat cu nimic. Eu cum am fost înainte de 3 ani, cum am fost în perioada celor 3 ani și am fost și atunci. Am fost schimbat cu nimic, tot aceeași persoană am fost. Și n-am făcut cerere. Am zis, dacă vor să-mi dea, îmi dă, dacă nu, dacă Dumnezeu vrea să rămână așa mai departe, așa voi rămâne. Și voi face în biserică ce am făcut și până acum, timpul celor 3 ani. Adică am fost la dispoziția fraților. Nici într-o seară nu m-am culcat flămând, nici eu, nici soția, nici copiii. Ne întoarcem la în asta. În fiecare seară ne-am culcat sătui. Care este cea mai grea perioadă în slujire? Începutul? Cred că depinde din ce punct de vedere vezi greutatea. Spuneam mai devreme că dintr-o anumită perspectivă, încă de la început, în perioada de seminar și chiar după aceea, spune din perspectiva aceasta a vieții, a libertății, a fost ușor. Cel puțin în dreptul meu, consider că a fost ușor și a existat chiar foarte multe binecuvântări din punctul acesta de vedere. Greutatea pe care o văd eu este legată de noul context în care există biserica. Pentru că fratele Sima vorbea despre vremuri din trecut și greutățile de atunci. Îmi aduc aminte de un moment în care un coleg păstor spunea că a fost întrebat de mai mulți oameni din afară care e diferența între perioada dinainte de Revoluție și perioada de după Revoluție. Și el spunea în felul următor: înainte de Revoluție nu aveai voie să vorbești și toată lumea voia să asculte. După Revoluție ai voie să vorbești, dar tot mai puțini sunt cei care vor să te asculte. Cred că aici este greutatea cu care se confruntă bisericile astăzi și asta simt și eu. E o perioadă în care avem libertate să vorbim, avem libertate să facem foarte multe lucruri. Se pare că materialismul, secularismul și-a pus puternic amprenta pe societatea în care noi existăm astăzi. Și biserica trebuie să găsească și credincioșii trebuie să găsească modalități în care să ducă Evanghelia în contextul acesta. Din acest punct de vedere, uitându-mă poate la, nu știu, hai să zic și la rezultate și la ceea ce se întâmplă astăzi în biserici, în sensul că parcă sunt tot mai puțini oameni care se botează, se hotărăsc pentru Domnul, a spune că trăim din perspectiva aceasta unul din cele mai grele momente în biserică și ne rugăm pentru o trezire spirituală, pentru momente în care lucrurile să se schimbe și să existe mai mult interes și din partea credincioșilor în aduce Evanghelia și în același timp din partea celor care ascultă Evanghelia să o primească și să se întoarcă la Domnul. Încă o dată, ca și viață comodă, e o perioadă foarte ușoară. Ca și, eu știu, dorința de a te vedea efectiv binecuvântat de Dumnezeu și cu rezultate în lucrare, e o perioadă mai dificilă. Ce câștigă un tânăr în generația aceasta dacă începe să aibă o relație personală cu Dumnezeu? Păi eu cred că și un tânăr din generația aceasta câștigă exact același lucru ca orice tânăr din orice generație. Relația personală cu Dumnezeu îl ajută, a spune că îl ajută aici ca să găsească acea viață pe care o caută toată lumea, o viață împlinită pe care nu o poți descoperi decât atunci când îl ai pe Dumnezeu. Îl câștigă pe Dumnezeu de partea lui, pentru că Dumnezeu este sau vrea să fie prietenul nostru și să ne îndrume să trăim cea mai bună viață posibil aici.
Și în același timp, sigur, câștigă o relație eternă cu Dumnezeu. Am spus de curând și la biserică, poate că într-un alt context ne gândeam că e mai justificat ca la moarte să se gândească doar cei în vârstă sau cei bolnavi. În perioada aceasta de pandemie, parcă semnalul acesta pe care, avertizarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o trimite, este mai puternică și ar trebui să fie luată în considerare. Tot mai nou auzim despre tineri care pierd lupta cu virusul sau cu anumite boli. Așa că trebuie să fim pregătiți pentru veșnicie în orice moment. Din punctul meu de vedere și pentru un tânăr, deci relația cu Dumnezeu este importantă ca să aibă o viață mai bună și mai de calitate aici, dar în același timp pentru ca să fie pregătit în orice moment să se întâlnească cu Dumnezeu. A zis că nu v-ați culcat niciodată flămând. Nici dumneavoastră, nici sora, nici probabil copii. Nici copii. Nici copii. Că dacă era cineva se culce flămând, nu se... Dar v-ați culcat vreodată seara fără să știți ce veți mânca dimineața? Oh, da, de multe ori. Și? Nu știu dacă e bine să dau un exemplu, ce acum... Într-o seară, când după ce am mâncat, și-o mâncat toată pâinea, zice soția, Maria, auzi tu, ce mâncăm noi dimineața? Ce zici tu? Ce mâncăm dimineața? Că nu mai avem pâine. Lasă-mă că până dimineața e mult. Dacă vine Domnul Iisus în noaptea asta, tu îmi pui întrebarea asta. Și ne scapă și nu mai avem nevoie de pâine. Zice, da, ușor vorbești tu, dar totuși. Uite, exact ce ți-am spus, aceea repet. Ajungeți de rine cazul liniștiți. Ne culcăm liniștiți. Ești tu la acum? Da. Copiii ori mâncat. Și eu am mâncat. Slavă Domnului pentru astăzi. Și ce-o fi mâine e grija lui. Adică am mers pe criteriu că am zis, poate că am fost puțin dur față de Dumnezeu când am zis, eu sunt slujitorul lui și dacă el mă lasă să mă culc într-o seară flămând, asta e treaba lui, nu e a mea. Și dacă chiar așa vrea să facă cu mine, dacă o face așa. N-ai zis că e rușinea lui? Nu, am zis că e o treabă. E problema stăpânului. Asta nu e problema mea. Și într-adevăr... Până și dimineața ați mâncat sau nu ați mâncat? La ora 6 a bătut cineva la poartă, dimineața, 6:30. Am vrut să ocolesc ideea asta, dar totuși vă spun. Auzi că bate cineva într-o casă unde eram o chirie, un gard de scânduri și ăla sună tare dimineața, așa când, liniște. Și m-am dus să văd, eu mă scol de obicei, după 5 m-am scolat, eu citeam. Și aud că bate cineva și m-am dus să văd cine bate la ora asta. M-am dus, am deschis ușa, ce e? O soră era acolo la poartă, zic, ce s-a întâmplat, sora Maria? Zice, frate, uite, să vezi ce mi s-a întâmplat, ce? Spune, te rog. Am zis că vreau necaz în casă, în familie. Zice, am greșit. Ce ai greșit? Am frământat prea mult aluat, prea multă făină și am făcut pâine și am făcut 4 pâine, atât m-a ieșit. Și noi numai 3 pâine trebuie nouă să facem pentru casa noastră. Și ce să fac cu o pâine? Și cum era toamnă, noiembrie, era cu o haină mai groasă, păi așa scoate de sub din haină pâinea și zice, uite, am este întreb, ce să fac eu cu pâinea asta acum? Soră, dacă ai venit până aici, las-o, cică, te descurcăm. Ne sacrificăm noi, te scoatem din necaz. Ne descurcăm noi cu ea, dacă nu te-ai ajuns la impasul ăsta, la problema asta. Și îți mulțumesc frumos. Deci m-am gândit la cine să mă duc. Deși era o distanță de circa 5-600 de metri de la sora până la noi. Avea unde să opri. Avea unde să opri la alții. Dar a venit la mine direct. Și am descurcat-o. Am pus pâinea pe masă. Încă nu era sora Maria trezită? Ea dormea și când am pus-o pe masă, unde era ea în cameră, copiii. Și când eu citeam într-o altă bucătărie, citeam eu acolo, am avut lampă de petrol. Am aprins lampă și am citit și am pus pâinea dincolo. Ea la un moment dat să trezite, auzi, ce miros e aici în casă? E un miros străin, miros de pită caldă. No, ce mirosuri ai tu? Scoală-te și verifică să vezi ce-o fi pe acolo.
Și într-adevăr, a fost mirosul de pită caldă, că a pus-o, scos-o din cuptor pâinea, iar pâinea așa de 3 kg, cum se făcea la țară. Și-o scoate și de unde e pâinea asta? De cu un înger o fi adus-o, o trimis-o, că toată seara ai murmurat. Eu am spus că asta e treaba lui Dumnezeu. I-ai zis că... I-am spus, asta seara ai murmurat. Și Dumnezeu a gândit, până nu te scoli, tu îți trimite pâine. Și-o trimis, o slavă Lui. Ți-o mai dat sora să mănânci din pita aia sau ai murmurat dumneata? Am mâncat toți împreună, i-a spus că eu am murmurat. A fost frumos, frumoasă viața, însă după 60, cum am spus la început, a doua dumneavoastră aici, că după ce a început să îndulcească lucrurile, am reprimit recunoașterea în 62 și de atunci a început, nu mai fost probleme, nu s-a mai strâns șurubul așa tare, deci a început să lase mai liber puțin cultele religioase. Însă, cu toate astea, când a venit Ceaușescu, și el nu a strâns șurubul tare, pentru că atunci, în anii 50, atunci te-a luat de acasă și eu de câte ori dormeam la stradă, în cameră, când te auzeam, era ora de când îi ridica, era între 12 și 1. Îi ridica în sensul că venea... Venea de acasă lor, cu pijamale, cum a fost. L-a luat după în dubă, l-a dus și cu mâinile judecat, nu mai văzut familia, nu mai văzut familia pe el. Îi vedea un an, 2, 3, 5, 10, cât ori s-o cotit ei. Care rezista. Și care... când, la orele celea, când auzeam pași că trece cineva pe stradă, nu prea umblau noaptea oamenii țăranii. Deci, ori nu s-o oprea așa la geam, să bată la geam. Nu s-a oprit asta, de asta am scăpat, s-a dus. Adică te așteptai din moment în moment, nu știai dacă mâine mai ieși aici cu ăștia sau nu mai ieși. M-am repetat acolo și din nou zic că în vremea aceea a fost mai greu, nu numai pentru noi, ca și credincioși baptiști, pentru tot ce nu le s-a părut lor că îi pe undă cu ei, pe aceeași lungime de undă cu ei. Cu sistemul. Cu sistemul, da, de gândire, ai altă gândire. Te puteai aștepta oricare. Pe unul vin și-a luat două săptămâni, nu știu nimeni unde îi. La urmă a aflat soția lui că la securitate și a mers și l-a căutat, l-a găsit acolo. Asta vreau să spun că a fost greu. Pe urmă, nu s-a mai practicat aceleași metode de a veni să te ia noaptea și să te ducă, mâine te judecă și pui mâine în închisoare. Da. Ai recomanda unui tânăr să intre full-time în slujirea lui Dumnezeu? Deci eu aș recomanda tuturor tinerilor să fie atenți la ceea ce le spune Domnul. Consider că cel mai important lucru este să ai convingerea aceasta că faci ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine. Aș lărgi un pic sfera asta a chemării și eu personal cred că Dumnezeu îi poate chema pe tine la o anumită lucrare, chiar și atunci când poate chemarea nu înseamnă neapărat să meargă la o școală teologică și să devină pastori sau misionari. Fiecare trebuie să fie atent la chemarea pe care i-o adresează Dumnezeu și să-L slujească, pentru că putem să îl slujim în diferite feluri. Totuși, există o frământare oarecum pentru generația tânără de astăzi. Aș pune în următoarele cuvinte. Oare cheamă Domnul mai puțin? Sau sunt mai puțin cei care caută să fie pe lungime de undă cu Domnul pentru ca să înțeleagă chemarea? Pentru că e destul de evident faptul că tot mai puțin tineri aleg să meargă la teologie, să intre în lucrarea pastorală și așa mai departe. Cred că e foarte important ca să fie deschiși pentru chemarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de slujitori și astăzi. Ispita pentru ei este destul de mare, în sensul în care pot
să se gândească la atâtea alte oportunități pentru viață. Să câștige mai bine, să călătorească mai mult, eu știu, să facă alte lucruri care pot să reprezinte o tentație. Însă revin oarecum la ceea ce spuneam mai devreme. Adevărata împlinire nu ne-o găsim decât atunci când facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a chemat, atunci când Dumnezeu a hotărât ca să existăm, să ne naștem, eu cred că a investit anumite calități în noi și a spune, fără ca să merg în latura aceasta a predestinării, dar Dumnezeu a văzut totul dinainte și tot ceea ce a investit în noi a făcut cu un anumit plan. Și de aceea consider că ne găsim împlinirea doar atunci când trăim pentru ceea ce am fost concepuți de Dumnezeu. Le-a spune tinerilor să se roage mai mult, să caute mai mult voia lui Dumnezeu pentru viața lor și să facă ceea ce Domnul le spune. Dacă ne-ați urmărit în seara aceasta, probabil ați reținut printre altele că o viață trăită cu adevărat cu semnificație este viața când ai o relație personală cu Dumnezeu. Poate că unii îl cunoașteți pe Dumnezeu mai mult din experiența altora, ați auzit unii de la bunicii voștri, de la părinții voștri, de la alți oameni. Poate că este timpul să vă gândiți sincer, să stați înainte lui Dumnezeu cu inima, cu mintea deschisă și să vedeți când ar trebui să începeți voi o relație personală, serioasă și zilnică cu Dumnezeu. Este unul dintre cele mai frumoase momente din viață. Și odată început drumul cu Dumnezeu, chiar dacă ai libertatea să-L schimbi oricând, cine gustă cât de bun este Domnul, nu-L va schimba niciodată. Probabil că unii sunteți la vârsta în care vă frământați cu căsătoria. Ați văzut că se pot căsători oamenii frumoși și la 27, și la 28 de ani, și la 40 de ani. Chiar nu e nicio problemă. Dacă ești și atunci în voia lui Dumnezeu și te căsătorești cu cel cea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Dacă unii vă faceți probleme de condițiile grele sau poate unii sunteți frământați chiar în perioada aceasta, fie că aveți voi probleme de sănătate, fie că vorbim de pandemia aceasta la nivel mondial, cred că fratele Sima v-ar putea spune de multe ori că niciun fir de păr nu cade din cap fără voia stăpânului. Adică la dumnealui se întâmplă ceva ce și la noi este adevărat oarecum, dar la dumnealui pe distanță mai lungă. Dumnealui chiar poate să spună, am fost tânăr și am îmbătrânit. Încep să îmbătrânesc. Am fost sigur că trebuie să comenteze ceva, deci ascultați-mă. Cu dumnealui îmi permit că este chiar un om pocăit și un om cu sufletul tânăr și îmi permit acum că am spus odată în biserică, dumnealui nu este bătrân acum, dumnealui a fost bătrân când l-am cunoscut eu, în urmă cu 30 de ani, dar niciodată n-a acceptat lucrul acesta și ați văzut acum când am vrut să-l bag pe versetul din Biblie că a îmbătrânit, mi-a spus că începe să îmbătrânească. Bun, știu teoria dumneavoastră, sunt de acord cu ea, n-am cerut Domnului când să vin aici pe pământ, și nici nu mă preocupă când voi pleca. Este problema lui Dumnezeu și El hotărăște. Ce am vrut să vă spun, că le-am încurcat un pic și ne întoarcem înapoi, că mai trebuie să le încurc și eu, este că noi chiar suntem în mâna lui Dumnezeu. E adevărat, suntem preventivi, încercăm să facem ce ține de noi, adică nu ne aruncăm noi de pe bloc că ne va păzi Dumnezeu, dar faptul că trecem prin greutăți nu înseamnă neapărat că este sfârșitul. Dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, putem pleca tineri, putem pleca în vârstă, important este să plecăm unde trebuie. Îmi pare rău, aș fi avut multe de discutat cu dumneavoastră, cu amândoi, timpul din nou a zburat și asta e partea urâtă la mine când trebuie să închei, dar să știți, m-am gândit, nu știu dacă v-am spus odată, dacă v-am spus, repet, de ce încă sunteți în viață și atât de lucid și ne dați niște cifre că noi habar nu avem și date și ani, de ce nu ați început să scrieți unele din lucrurile acestea, să rămână pe hârtie? Că altcineva se va ocupa de ele. La îndemnul mai multor frați, când povesteam și unii mi-au spus că eu sunt istorie, mă sună frați păi din sunte, țară. Păi sunteți o istorie, da? Mă sună frați din țară, frate, ce ești de acolo? Și le spun ce știu, bineînțeles. Bine, frați mai tineri bănesc, da? Normal. Care vor să scrie ceva și n-au date.
În cei 75 de ani de cât a fost în lucrare, am ajuns să cunosc multe situații și nu numai atât, dar am trăit istoria asta și viața și m-am bucurat de tot ce a fost. Da, probabil că una din întrebări cândva ar trebui să vă pun, nu cum să ne păstrăm tineri, că asta nu putem, dar cum să ne păstrăm mintea lucidă. Cred că este tot mila lui Dumnezeu și aici. O să încheiem emisiunea din seara aceasta. Încă o dată mulțumim că ne-ați ascultat. Nu plecați, că vreau să se întâmple ceva frumos și pentru voi și pentru voi. Vă aduc aminte să vă rugați lui Dumnezeu și pentru cei care ne filmează, cei care ne ajută la transmiterea acestor emisiuni, ca să ajungem în casele dumneavoastră. Și m-am gândit, frate Sima, să încheiem cu o rugăciune, vă rugați dumneavoastră, dar nu o să vă ridicați, că o să ieșiți din cadru și nu o să vă bade bine. Ne rugăm și la frații maghiari, știți că ei se roagă stând pe scaun și cântă ridicați în picioare. Rugați-vă pentru cei care ne ascultă și să fim toți în voia lui Dumnezeu. Sfinte Tată, preamărim numele Tău pentru ceea ce ai fost și ești pentru noi, simțind da. Prezența și călăuzirea Ta zi de zi. Îți mulțumim, Doamne. În mod personal te preamăresc, Părinte, și te slăvesc pentru frații mei, deci te rog, Doamne, să ne sfințești în Tine pe toți. Și am vrut, Doamne, ca binecuvântarea Ta și harul Tău să fie, să fie peste poporul Tău și în situația în care ne găsim. Amin. Te rog, Doamne, Părinte, în cerul să binecuvintezi după toți cei care ostenesc în lucrarea Ta. Amin. Și pentru cei care s-au ocupat și astăzi cu filmarea și cu toate celelalte problemele tehnice, Doamne, Părinte, ajută-ne să ne putem vedea în împărăția Amin. Ta, la dreapta Ta în ceruri. Fii slăvit, pentru că harul Tău este mare, Amin. Pentru Domnul Iisus și jertfa de la Golgota. Fii slăvit pentru toată lucrarea Ta care se desfășoară frumos și astăzi sub ochii Amin. Noștri. Ne dă înțelepciune, ne dă putere, ca fiecare să rămânem credincios în lucru Amin. Încredințat Lui. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Știți că mereu vă doresc să rămâneți binecuvântați, dar nu mă opresc aici. În timp ce sunteți binecuvântați, rugați-L pe Dumnezeu să vă facă o binecuvântare pentru mulți. Mulțumesc Amin. Frumos Amin. Că ați participat cu noi. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim.